Un prieten drag de-al meu mi-a semnalat faptul că Decathlon și de pe site-ul lor și magazinul din Sibiu nu mai are benzi elastice, au rămas fără ele. Ce am crezut eu și ce cred eu că s-a întâmplat este că oamenii care de obicei făceau sport în sălile de fitness din țară și din orașul nostru au început să-și facă un stoc de echipament pentru a se putea antrena și acasă. Acum, și eu am câțiva prieteni care m-au întrebat, Flo, mi-am luat benzi, dar ce fac cu ele? Cum mă adaptez situații? Așa că eu vin în ajutorul tău, în ajutorul vostru, să vă explic exact ce puteți face cu aceste benzi elastice și nu numai cu ele, și cu unele un pic mai scurte, care cred eu că domnișoarele sau doamnele le preferă foarte mult, dar sunt exerciții valoroase și cu ele de făcut. Le lăsăm puțin deoparte și acum ideea e așa. Acest videoclip nu este ca o structură de antrenament, ci sunt doar idei pentru voi ca să vă antrenați. Folosim benzile ca metodă alternativă pentru situația în care ne aflăm acum. O să vedeți că benzile elastice, cu ele nu este chiar de glumă, dacă știi să le folosești cu cap. Te poate ajuta o bandă să faci un exercițiu mai ușor sau te poate pune în situația în care să lucrezi mai mult, ea fiind un efort în plus de depășit. Ce pot să vă explic eu în plus e avantajul unei benzi elastice, pe lângă faptul că sunt portabile și doar creativitatea de a te ține, trebuie să știți exact că mușchiul nu înțelege ce are în mână, în palmă de strâns. Fie că e vorba de a lupta împotriva gravitației, fie că este o gantere, o greutate sau o bandă elastică sau doar efectul izometric în sinea lui. Mușchiul știe doar strângere, ținere și eliberare de tensiune. Așa că și benzile elastice își au și ele rolul lor în antrenamentele voastre și vă rog frumos să le tratați ca atare pentru că sunt valoroase într-un antrenament. Fără alte ordine de idei, o să vă explic acum pe etape cam ce exerciții aș putea face eu și încep cu exerciții pentru tiparul sau stilul de a împinge. Ce înseamnă asta? Înseamnă că voi stimula pieptul, umerii și tricepsul. Așa că voi reseta puțin locul pentru a putea să-mi pregătesc terenul și să vă explic exact ce puteți face și voi cu aceste minunății de benzi elastice pe care eu le am din Decathlon. O am pe asta subțire, un pic mai groasă, cea galbenă și cea portocalie, cealaltă mult mai groasă, sincer nici n-am avut vreodată nevoie de ea, așa că nu o am la mine, poate aveți voi. Dar cu două de astea puteți să faceți una de aia roșie mai groasă. Ok? Revenim imediat. Ok, deci, primul lucru pe care vreau să-l fac eu, îmi aleg o bandă pe care vreau să o folosesc acum, o să încerc să fac niște flotări, câteva, nu foarte multe, cu o bandă de dificultate, eu zic eu, medie spre mare, deci nu este foarte subțire, este banda portocalie, dacă o vezi pe cea din Decathlon. Iar cum o să fac eu asta? Întâi o să-mi prind banda cu degetul mare de capete, o să încerc să fac... Să o întorc un pic de câteva ori, să se strângă așa, să nu stea largă, dar și să fie fix așa, ca o spirală. Prinzând-o de degetul mare, repet, aici, o să încerc să dau banda pe spate și să o potrivesc undeva în zona asta și vin cu palmele frumos aici jos. Hai să mă duc un pic mai în spate ca să mă vedeți și am ajuns aici. Ce o să facă banda pentru mine? O să mă pun în dificultatea să împing mai mult în flotare decât doar greutatea mea. După cum vedeți, am transpirat deja un pic, glumesc. Mi-a fost un pic mai greu decât o flotare normală, așa că vă recomand și vouă, dacă vreți să vă dezvoltați sau să vă stimulați mai mult musculatura pieptului, umărul și tricepsul, folosiți banda la flotări exact așa ca mine. Dacă banda asta este prea grea, întotdeauna puteți să folosiți o altă bandă. Da, una mai ușoară și respectiv și mai ușoară. Acum, asta a fost un efort concentrat pentru piept. O să facem un pic să-l simțiți și pe cel pentru umeri și vă explic cum puteți să faceți triceps cu o bandă elastică. Acum voi folosi o bandă pe asta verde sau turcoaz, depinde ce culoare vreți să vedeți voi. Și o să creez un patru later cu picioarele mele și cu brațele. Da, oare se văd picioarele acolo? S-ar vedea. Da? Bun, și vreau să prind și de bandă cu amândouă mâinile, uite așa ca mine. De aici, pe inspirul meu, sau pe expirul meu,
vreau să duc coatele într-o parte și sus, da? Îmi iau aer. 1. Hai să fac 10 de astea. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 și ultima. 10. Da? Asta a fost pentru partea laterală a deltoidului sau al umărului. Pentru partea din față, doar pot să vin cu banda înainte. Mai fac încă 2, ca și exemplu. 3, 4 și ultima, să zicem, stop. Bun. De aici, ca să pot să fac acest exercițiu mai greu, ori îmi aleg o bandă mai puternică, mai groasă un pic, sau încep să-i fac un nod la banda asta. Uite așa. Și atunci ce am făcut eu? Am scurtat banda pe care o pot întinde, ea devenind mai scurtă un pic, practic eu trebuie să muncesc mai mult sau ea va înmagazina mai multă tensiune, ea fiind mai scurtă. Da? Aceeași poveste, mă duc sus cu coatele într-o parte și o să simt umerii cum încep să se încălzească și să muncească. Da? Aceeași poveste și în față pentru deltoidul anterior, da? Partea din fața lui. Și dacă nici așa nu sunt mulțumit și vreau să simt un pic și mai mult, sau vreau să fac acea mișcare de presă deasupra capului meu, da, acel military press, cum se numește în sală, de exemplu, cu haltera, ce pot să fac eu? Cu degetul mare să vin în față și să urc banda pe palme. Da, palmele sunt orientate spre tavan sau spre cer, strâng un pic din bazin, îndoi poate un pic din genunchi și pe expirul meu împing banda în sus. Bun, și vă arăt un pic și din lateral cum se vede. Da, sunt așa, un pic tensionat, un pic îndoit, îmi iau aer și expir și împing banda deasupra capului. Deschid puțin pieptul să primesc banda și îndrept coatele și împing din umeri. Da, o să simțiți efortul și pe triceps un pic, și pe trapez, dar și pe umeri. Moale, eliberez și las banda deoparte. Ok? Deci ăsta a fost efortul pentru partea laterală și partea din fața umărului. Mai avem un pic tricepsul și după aceea vom trece și la spate. Bun, am revenit. Voi încerca să desfac acest nod pe care l-am făcut anterior pentru umeri. Da? Și o să vreau să mă orientez la o ușă. De ce? Vreau să fac o buclă peste ușă și deasupra ei undeva așa. Și o să încerc să fac o extensie pentru triceps. Uite așa, da? Ca la sală. Dacă nu știm să facem extensii în triceps pe sol dintr-o poziție de flotare și suntem obișnuiți la sală să facem acele extensii cu cablu sau cu altcealtă exercițiu pentru a stimula doar tricepsul, da? În varianta asta putem să lucrăm extensiile și tricepsul. Dacă vreau să fac mișcarea mai grea, repet, ori folosesc o bandă un pic mai groasă, ori mă duc cu mâinile mai sus pe banda aceasta, trag din nou coatele frumos pe lângă mine, fac o mică flex în shoulder și în genunchi, pe expirul meu, extensie de brațe. O să vedeți că tricepsul începe ușor, ușor să se simtă activat. Da, ce vă recomand vouă ca și metodă de execuție, să vă concentrați foarte mult la tensiunea pe care o creați și din mintea voastră și să vă conectați cu expirul atunci când fac efortul cel mai mare al repetiții, da? În cazul meu acum, extensia este efortul mare, revenirea este efortul ușor. Bun, dacă nu reușesc să am asemenea ușă sau ceva, ce puteți face dacă aveți suficient spațiu sau aveți încredere în ușa voastră? Să creați aici un nod, da? Și să dați peste, să închideți ușor ușa și să încercați să faceți, dar s-ar putea să aveți probleme cu ușa dacă se închide sau nu. Și aceeași poveste, extensii, până când tricepsul vostru arde. Eliberez ușa, îi dau pace și ăsta a fost efortul pentru triceps. Mergem mai departe. Am terminat cu partea de împins, am stimulat pieptul, umerii, fără partea din spate încă și tricepsul nostru prin acele exerciții arătate de mine anterior.
Ok, ce putem face acum? Tot cu ușă, o ușă pe care cred eu că o aveți toți în casă și o bandă de data asta, nu cea mai dificilă pe care o aveți, ceva care să vă puteți, să o puteți folosi cu ușurință și să înțelegeți exercițiul de acum. Ce o să fac eu? Tot așa o buclă, dar că de data asta o să vă dau, o să dau bucla după mânerele de la clanță, să zic așa, și o să creez o formă prin care eu pot să fac trageri, un fel de ramat, pentru spate, da, deci pentru marele dorsal, pentru trapez, romboiz, da, o să simțiți un pic și partea din spate a umărului, poate un pic și pe biceps, pentru că și el este mușchi care implică efort în tras, ok? O să încerc să poate un pic mai drept să intre mai bine și antebrațul se simte o idee pentru că țin de bandă. Ce puteți face e să fie mai greu efortul, da, respir un pic, e să folosiți doar o singură mână. Și atunci, dacă mai înainte trăgeam cu două mâini și se împărțea egal, să zic așa, efortul, acum tot efortul pe care banda mi-l dictează sau mi-l oferă este pe un singur braț. Da? Mai iau iarăși aceeași poziție, ușor, ușor aplecat, am o singură mână, ce-mi place mie să fac, nu vreau să prind pe degete, vreau să bag, să introduc în bucla benzii toată încheietura. Strâng de pumn și încerc să roletez spre mine ca să creez o formă de cârlig, ca să nu-mi iasă banda de pe încheietură și trag printr-o mică rotație de bandă în maniera asta. Bun, o să încerc să fac egal și cu cealaltă mână și fac doar schimbul. Strâng, din nou, îndrept brațul, trag prin rotație, da, din pronație, în supinație. Întotdeauna pe expir fac efortul de concentrare al mușchiului și eliberarea este pe inspir. Bun. Las un pic deoparte. Dacă vreau să fie și mai greu, folosesc o bandă mult mai intensă și cam asta basta. Acum, pentru partea din spate a umărului, pot să iau o bandă, uite pe asta un pic mai ușoară, să prind de ea o idee mai aproape decât capetele ei extreme și să încerc să depărtez brațele între ele până când banda mi-atinge pieptul. Da? Uite așa. Din lateral, mișcarea arată aici și vin cu ea spre mine. Practic apropii omoplații între ei prin efortul deltoidului posterior, romboid, trapez și ce mușchi mai am în spate care mă ajută cu mișcarea asta. Ok? Din nou în față. Ca să-l fac mai greu, o să încerc să duc mai aproape. Și ultima. Stop. Repet aceeași idee, concentrați-vă pe respirație, pe a crea o tensiune și din mintea voastră înspre mușchiul și înspre corpul vostru, a crea o legătură mai degrabă minte-mușchi, care vă va ajuta foarte mult să pompați și să înțelegeți mișcarea mecanică de care aveți nevoie să simțiți efortul pe masa voastră musculară. Mergem mai departe un pic. Mai am ceva pentru partea superioară a corpului de făcut cu o bandă elastică. Mai am bicepsul pe care o să vi-l arăt imediat, dar până la biceps vreau să încercăm să stimulăm partea asta de sus a corpului. În spate este trapezul, important pentru mulți sportivi, într-adevăr, pentru cei care stau în mâini, de altfel foarte important. Planșa este foarte importantă pentru, adică și planșa, atunci când facem o planșă, avem nevoie de mușchi trapezi. Ce fac eu cu banda asta? O să creez ca o formă de U sau leagă, așa, și o să încerc să calc cu amândouă picioarele pe bandă, să o țin bine acolo sprijin peste ea și să mă îndrept. De aici am creat deja o mică tensiune prin brațele mele și banda își dorește să mă tragă în jos. E, ce vreau eu să simt mai mult de atât, vreau să duc umerii în sus spre urechi și să-i lasă moale. Sus și controlat ușor jos. Sus și jos. Și acum iau aer, expir și strâng. Și ultima, că m-am înroșit deja, că nu e ușor. Bun, și o las un pic deoparte. Acum, tot cu banda asta, pot să izolez bicepsii mei, să fac niște flexing biceps în cazul în care nu am gantere deloc acasă și asta este singura mea soluție pentru a putea stimula mușchiul meu interior din braț. Asta de aici. Ce pot să fac din nou, creez iarăși o bază stabilă pe picioarele mele și prind de bandă și o să încerc să prind banda asta galbenă
cu palmele orientate spre mine sau spre tavan. Strâng degetele și pe expirul meu vin sus cu banda. Inspir. Ok, vă arăt și din lateral. Da, de sunt aici și fac asta. Acum, ce mi se pare mie ușor incomod este faptul că atunci când întind banda și o eliberez, ea cumva împrinde, nu știu dacă se poate observa, împrinde pielea și o să mă doară. Așa că am un mic secret pentru voi, pardon că sunt prea sus. De la roata aceea de abdomen pe care o puteți găsi tot în Decathlon de altfel, eu am furat, să zic așa, mânerul roții și îl voi folosi pe post de mâner pentru exerciții mele de biceps, să zic așa. Și atunci, ce fac eu? Calc banda cu un singur picior și am, uite așa, mânerul aici. Și acum am o priză mult mai ușoară și serioasă pe un mâner drept decât pe banda elastică care m-ar fi încurcat și mă deranja de altfel și trag brațele în sus. Da, o să vă arăt și din lateral. Da, am prins banda cu un singur picior de data asta. Dacă aveți, na, dacă vreți voi două, da? Mie când prind cu un singur picior, mi se pare că banda rămâne fix în mijlocul corpului, altfel ar veni dintr-o parte. Așa că o las, uite așa. Am prins de bandă, de mâner, pardon. Și fac câte flexii biceps am nevoie, până când simt pompare în mușchi și stimul adevărat. Banda, dacă simțiți că nevoia să faceți mișcarea și mai grea, întotdeauna v-am spus și vă repet, puteți să folosiți benzi de diferite intensități sau durități, îi putem spune de altfel. Așa, asta fiind portocalie mai groasă, cu adevărat se simte un pic mai mult decât cea galbenă. Așa că tot timpul vă puteți raporta la nivelul vostru de efort până la urmă, benzile venind în diferite lungimi și intensități. Lăsăm puțin deoparte. Și acum, ușor, ușor, mergem mai departe, să vedem ce idei mai avem pentru corpul nostru. Încă o variantă de a lucra mușchii spatelui de data aceasta, este să creăm, uite așa, o mică buclă după picioare. Parcă o să fie destul de greu cu banda asta. Cine are și mobilitate bună poate să facă exercițiul ăsta foarte ușor, cine nu, mai greu un pic, așa că lucrați și mobilitatea voastră. De aici, cum am prins eu picioarele mele, e punctul de sprijin al benzii de unde ea stă fixă și poți să tragi din ea și înapoi. Prind, da, ca un fel de vâslire, să zic așa, și trag de spate, da, tot o formă de ramat, o să simt mușchii spatelui și ai brațelor cum sunt provocați. Grijă mare că aveți nevoie să țineți picioarele bine încordate și să mângiți. Pot schimba și priza, da, să trag spre o priză supinată, care accentuează poate un pic mai mult bicepsul. Toată ideea e să trag coatele în spate și pe lângă mine. O să vă arăt un pic și dintr-o parte cum se vede. Da, deci am o formă de L a corpului, bine împământat în picioare. Am prins de bandă mânerul acesta, da? Secretul meu pentru voi, să aveți un mâner. Dacă nu aveți așa ceva, orice formă de mâner, făcăleț, pardon, orice, nu știu, sucitor acela, o coadă de mătură, orice vreți voi, să aveți un sprijin altul decât doar banda în sinea ei, pentru că este ușor incomod, da? Sunt aici și trag. Aceeași poveste, schimb și priza pe supinație, unde poate fi un pic mai intens. Da, dacă vreau și mai mult efort să simt, adaug încă o bandă în plus, întotdeauna cam asta este progresia și degresia pentru voi. O bandă în plus este mai greu, o bandă minus este, sau o bandă mai subțire este mai ușor. Poate aceeași poveste putem face și pentru biceps, probabil. Cum mi-a venit mie ideea, să zic așa. Sunt aici, am prins, încerc să vin cu bicepsul spre mine. Doar că banda asta portocalie, i-am împărțit așa în patru, destul de grea. Îi dăm pace și ne mutăm la alte exerciții. Coborâm la picioare. Hai să vedem ce putem face la picioare. Bun.
Ce avem mai departe de făcut? Folosim o bandă, din nou asta portocalie, un pic mai grea să zic așa, comparabil cu toate celelalte. O să mă dau mai în spate până când ajung să văd bine camera și o să facem un pic de efort pentru partea de jos a picioarelor prin genoflexiuni. Acum, dacă genoflexiunile voastre sunt așa și au devenit ușor plictisitoare sau nu mai sunt așa de grele, ca să le facem să le simțim și mai bine și să stimulăm musculatura picioarelor și mai mult, putem să adăugăm banda să ne fie o idee mai greu. Cum facem asta? Ei bine, eu o să încerc să prind banda întâi pe la cap, să zic așa, prin spatele umerilor, da, deci la ceafă, cobor puțin din trunchi, timp în care pot să îmi prind picioarele pe bandă într-o poziție de depărtat să-mi fie suficientă pentru genoflexiune și m-am îndreptat. Bun, deja banda mă trage în jos. Ea vrea să se scurteze, să ajungă la elasticitatea ei normală și eu am întins-o doar deja fiind înalt. Ce o să fac acum? Efectiv execut genoflexiunile mele simple cu un mic sprijin pe brațe pe bandă. Inspir și expir. Astfel, lucrând împotriva benzii și a gravitației, genoflexiunea mea, o să vă arăt și din lateral cum se vede, o să fie mai intensă, să zic așa, genoflexiunea. Strâng. 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 Ușor. Bun. Banda, atunci când eu încep să urc sus, ea, întinzându-se din ce în ce mai mult până la punctul meu de maxim, unde sunt eu drept, ea, din ce în ce mai mult, încearcă să mă strângă. Așadar, efortul foarte mare este spre finalul execuției unei repetări, iar aici jos, aproape că nici măcar nu o simt. Dar pe măsură ce mă împing în ea, o să simt cum din ce în ce mai mult îmi forțează musculatura picioarelor să lucreze mai mult. Ok? O las deoparte. Astea genoflexiunile ce pot să fac cu o bandă. Dacă e prea ușoară, prea grea, aceeași poveste, le putem schimba tot timpul în funcție de noi. Și acum, voi cred că ați luat, sau poate nu aveți, sau poate n-ați luat, și benzile acestea mai micuțe, una e jos. Ce fac cu ele? De obicei, domnișoarele, doamnele, și atleții, de ce nu, că sunt bune și pentru sportivi, le pun în zona gleznelor pentru a simți mai mult efort. De cea mai multe ori pe partea asta laterală a piciorului, da? Și spre fesier sus. Și o să facem și noi câteva. Uite, eu mi-aleg una de duritate medie. Sunt aici, da? Vreau să-mi așez banda la gleznă și să depărtez un pic picioarele. De aici, când voi face următoarea genoflexiune, vreau să duc piciorul mai departe, să cobor, să mă îndrept și să aduc piciorul înapoi. Și asta o să fac și în partea cealaltă. Inspir. Expir și aduc piciorul. Inspir, pășesc. Expir și aduc piciorul. Inspir. Expir. Și tot așa. Altă formă de a face exercițiile cu banda pentru picioare este să plec dintr-o anumită latură, da, din depărtare, să mă așez într-o semi-genoflexiune și să fac pași laterali păstrând aceeași poziție de ușor flexat în genunchi, ca să simt și musculatura picioarelor cum mereu luptă pentru a păstra acea structură. Și o pășesc lateral și simt cum mi se încarcă și zona asta laterală a coapselor. Bun, mă îndrept. Ce mai putem face de aici? Pășesc înapoi. O să simt cum lucrez în fandări. Ok? Vă arăt și din partea asta. Pășesc înapoi. Grijă mare că s-ar putea totuși să alunece banda uneori. Da? Vă recomand să folosiți pantaloni de piele, s-ar putea să simtă mai intens, mai ales la băieții cu păr pe picioare, care avem ca și mine. Fetele n-au păr, băieții trebuie să aibă păr pe picioare. Cum era tipa aia? Cum era? Mafioților! Da, și tot așa, în fine. Puteți face multe exerciții cu banda. Sau chiar, hai să luăm una, o idee mai ușoară, că deja obosim. Da? O bandă mai subțire înseamnă să fie mai ușor pentru noi. Pot să stau într-un singur picior ca și sprijin și să lucrez lateral și în partea cealaltă
și multe alte exerciții, la fel, pe spate. În față, dacă vreau să simt ușor inghinalii, cu un singur picior calc și cu ăsta alt încerc să ridic în sus. Hop, dezechilibrăm. Uite, se vede mai bine dintr-o parte. Sus picior, jos. Sus, jos. Poate și un pic de efort pe abdomen se simte. Nu foarte, foarte mult, dar aici, în zona piciorului, cea mai are efort. Schimbăm și piciorul, să lucrăm și pe ăsta. Echilibru, coordonare și control. Despre asta este vorba când lucrăm cu greutatea corpului nostru. Bun. Acum o să am nevoie de o saltea. Da? Asta e un pic, am murdărit că e așa. Eu în parc le folosesc în aer liber. Hai să o așezăm cum trebuie. Ca și voi să vedeți ce vreau eu să vă demonstrez. Și o să-mi dau seama exact ce vreau să fac. Bun. Tot așa, o să iau o bandă. Hai să nu o luăm pe aia grea. Tot una ușoară. O să mă așez ușor. Facem astfel. Întâi punem banda la glezne. Da? Și o să mă așez într-o poziție de plank. Adică cine nu știe, o să las poate un tutorial și o să puteți să vedeți pe canalul meu de YouTube cum se face un plank cu adevărat bine, nu cum dictează toată lumea și îi vezi cu burta jos și nu știu cum. Un tutorial este pe canalul meu de YouTube, vă recomand să vă uitați la el și să învățați câteva informații valoroase de acolo. Dar acum să știm, că este, știm ce este la plank, ne așezăm în poziția unui plank, strângem abdomen și fesierii și de aici ce pot să fac în plus e să ridic unul din călcâie și o să simt un efort mare pe partea din spate a piciorului, pe fesier, uite, schimb și piciorul, și prin natura poziției și pe abdomen. Nu mai zic și de umeri, cine are febră musculară de la antrenamentul de ieri, simte și umeri. Bun, asta așa, ce mai puteți face? O grămadă de tipuri de direcții și pășiri. V-am spus, creativitatea voastră este singurul lucru care ori vă ajută, ori vă împiedică. Și dacă vă împiedicați să fiți creativi în antrenamentele voastre, nu-i problemă că vă ajut eu, că multe exerciții capul meu știe. Ok, ar mai fi ceva? Hai să ne gândim. Cu benzi elastice. Facem o mică recapitulare. Avem benzi scurte, pentru multă muncă la picioare, și avem benzi lungi, în care de obicei nu le folosim să facem tracțiunea mai ușoară pentru anumiți oameni, care încă nu reușesc să facă asta. Astăzi, în schimb, am lucrat și împins și deasupra capului și tras și biceps și triceps și picioare și partea din spate a picioarelor și abdomenul. Ce vă recomand eu vouă, dacă găsiți pe anumite site-uri să vă comandați, încercați să aveți acasă aceste, hai să le spunem, instrumente sau echipament sportiv, în cazul în care nu puteți să mai dați pe la sală vreodată și vă place să faceți mișcare cu benzile elastice, vă recomand să le luați, pentru că sunt folositoare, mai ales prin recuperare, oameni care poate au probleme cu articulațiile, cu siguranță ele sunt o formă mult mai ușoară de efort, în cazul în care folosești o bandă mai subțire, și atunci poți totuși stimula și poți stimula chiar foarte bine și tu așa cu mușchii tăi și corpul tău. Ce vă recomand eu este să vă abonați, ce vă recomand. Ce vreau să vă spun și vă încurajez este să vă abonați la canalul meu de YouTube, pentru că voi încerca în perioada aceasta să filmez cât mai multe lucruri despre sportul ăsta acasă, sportul în aer liber, despre mine. Activați-vă notificările pe acolo, pe undeva, ca să fiți tot timpul la curent cu următorul videoclip pe care eu îl voi pune. Veți găsi în videoclipurile mele anterioare o grămadă de informații, așa că v-aș încuraja și vă rog să vă uitați și la alte videoclipuri, pentru că veți găsi acolo chiar tot ce vă trebuie să vă antrenați acasă. Așa? Și dacă aveți orice alte întrebări despre ce facem noi prin parc, ce fac eu prin sport și toate acestea, vă rog lăsați comentarii mai jos. Eu o să vă răspund cu mare drag în limita timpului meu disponibil. O să încerc să fiu cu un ochi foarte, foarte atent de acum încolo la comentarii, pentru că văd comentarii de ce în ce mai bune și mai demne de apreciat, să zic așa. Văd că sunteți lângă mine. Eu am fost Florentin, vă mulțumesc tare mult pentru că sunteți alături de mine. Ăsta a fost un antrenament și cum, de fapt nu a fost un antrenament, ăsta a fost un video, cum să vă explic eu, ce puteți face cu benzile elastice, care văd că lumea a pus mână pe ele și le-au cumpărat din Decathlon
și de oriunde, cât nu prea ne mai găsești. Multă baftă mai departe, vreau să fiți sănătoși, să vă simțiți în siguranță, așa că stați acasă, antrenați-vă totuși pentru că zilele trec și dacă stați și vă simțiți așa lene și plictisiți, nu cred că ajungeți nicăieri ritmul ăsta. Soluții și variante există, trebuie doar să vă mișcați puțin fundul de pe canapea și de la Netflix și de la PlayStation-uri și orice mai faceți voi în timpul vostru ăsta liber. Ne vedem în data viitoare, într-un videoclip următor. Ciao!